Reprezentanții ONG-ului Pro Infrastructura reclamă ritmul lent de lucru pe șantierul autostrăzii Transilvania între Câmpia Turzi și Chețan, Luduș. La începutul lunii iulie am anunțat că există un risc ridicat de încetinire sau chiar de oprire a execuției pe acest șantier din cauza unor lucrări neplătite de CNAIR constructorului. Din păcate am avut dreptate, progresul de la ultima filmare fiind insesizabil, mai ales pentru această perioadă a anului. Au informat cei de la ONG-ul Pro Infrastructura care monitorizează principalele proiecte de investiții rutiere din țară. Aceștia au făcut publică și o filmare cu cu drona acestui obiectiv în care se pot observa stagnările de pe acest șantier. Specialiștii pro-infrastructura estimează că în ritmul actual finalizarea în anul 2019 acestui tronson este imposibilă și astfel lotul vecin care va fi gata cel mai probabil în 2019 va fi un nou muzeu de autostradă de 18 km între Chețan și Iernut pe care nu se va putea circula. Un asemenea tronson de 8,7 km există deja în județul Cluj, între Gileu și Nădășel, care este gata încă de anul trecut și nu poate fi folosit până nu va fi dat în folosință podul de la Gileu care se facă legătura cu celălalt tronson de 52 de km între Comuna Clujeană și Câmpia Turzii. Reprezentanții pro-infrastructura cer companiei de administrare a infrastructurii rutiere să rezolve divergențele cu constructorul de pe tronsonul Câmpia Turzii, Chețan, Luduș. Fuga de răspundere proverbială a oficialilor din Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și neasumarea unor plăți justificate, combinate cu insolvența Straco, riscă să arunce și acest proiect într-un blocaj de durată. Solicităm CNAIR să rezolve împreună cu antreprenorul general problemele și disputele contractuale în cel mai scurt timp, au scris cei de la Proinfrastructura pe rețeaua de socializare Facebook. Tronsonul de autostradă de dintre Câmpia Turzii și Chețan Luduș are o lungime de aproape 15,7 km și este construit de compania Straco.